Beneficiarii de ajutor social își vor pierde acest drept dacă li se oferă un loc de muncă, iar ei îl refuză. Proiectul de lege care prevede acest lucru a trecut cu majoritate covârșitoare de voturi la Camera Deputaților, care a fost foarte decizional. De altfel, a fost una din foarte puținele situații în care puterea și opoziția votează la fel. Primarii sălăjeni, indiferent de culoarea politică, spun că această măsură este mai mult decât binevenită. Proiectul de lege inițiat de ALDE s-a bucurat de susținere aproape totală la Camera Deputaților, care a fost foarte decizional. Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social. Prevede inițiativa pentru modificarea și completarea legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Proiectul mai prevede că în situația pierderii dreptului la ajutor social, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a acestui drept. Primarii sălăjeni sunt încântați de această măsură, în condițiile în care nu există localitate fără beneficiari de ajutor social care sunt apți de muncă, totul în condițiile în care pe piața muncii este criză de mână de lucru. Septimiu Țurcaș, primarul orașului Șimleu Silvaniei, spune că măsura este mai mult decât binevenită. Vis-a-vis de legea care s-a votat sau a fost aprobată la nivelul Camerei Deputaților, eu mă bucur că, iată, în sfârșit toate clasele politice, adică toate partidele politice din Parlament au avut aceeași idee. Este pur și simplu de apreciat că cineva a luat această decizie să îi pedepsească pe cei care nu doresc să muncească. Pentru că, din păcate, sunt foarte mulți aceia care au să ia, nu știu, 300 de lei sau 400 de lei decât să meargă să presteze o muncă și să fie un contribuabil onest la bugetul acestei țări. Eu mă bucur foarte mult pentru aceasta și chiar mă voi implica la nivelul orașului, având în vedere faptul că în general în Transilvania și deja în România există o mare criză a forței de muncă și mă voi implica astfel încât oamenii ăștia cărora le place această viață de ajutor social să le dăm șansa să lucreze pentru societate. La rândul său, primarul din Jibou, Dan Iorco, spune că o astfel de măsură era necesară. Noi salutăm inițiativa legislativă adoptată de Camera Deputaților privind modificarea și completarea legii 416, da? Prin care dreptul la ajutor social încetează în cazul refuzului unui loc de muncă. În sensul că, și sunt două argumente, pe de o parte se înlătură dependența de prestațiile sociale pe perioada nedeterminată și, în al doilea rând, se încurajează ocuparea unui loc de muncă și formarea profesională. Și primarul din Cehul Silvaniei, Ioan Chereji, susține o astfel de măsură. Eu mă bucur, sincer, eu mă bucur foarte mult că a fost votată această lege. Trebuia de mult, nu de acum, doamnă, să știți. Pentru că mulți preferă, vedeți, ajutorul social în loc să meargă să se angajeze și să lucreze 8 ore. Chiar și noi, aici, în acest oraș, deja avem listă de forță de muncă. Deci se plâng deja multe locuri, inclusiv la tricotaje, la angar, la, nu vă spun, la ce smec, peste tot ar fi nevoie de forță de muncă și mai mult le convine, vedeți, ajutorul social. Vin, fac treaba și după nu mai am treabă cu nimeni. Nu fric că nu muncesc, deci muncesc. Și acum au un șef de echipă care le dă de lucru, dar ce să răspund? De ce să nu meargă să lucreze și ei 8 ore, nu? Să beneficieze de etichete de masă, La Cehu sunt în prezent 46 de dosare pentru ajutor social în plată. La Șimleu Silvaniei sunt 109 de dosare de ajutor social, din care 54 sunt persoane singure, iar aproximativ 75 de persoane prestează ore de muncă. La Jibou sunt 134 de familii care beneficiază de ajutor social, iar apte de muncă sunt 80 de persoane.